Și discutăm mai multe despre acest subiect împreună cu domnul Dorin Popescu, este analist de politică externă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția telefonică. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, domnule Popescu, cum se explică toate aceste lucruri care s-au întâmplat în America? Știm până la urmă că vorbim de niște țări care au o liberalizare cumva a armamentului acolo, oamenii au voie să dețină arme. Iată însă că după ce s-a întâmplat astăzi, posibil ca legislația să se schimbe și acolo. Totuși vorbim și de intervenția serviciilor secrete, aș vrea să ne uităm puțin acolo pentru că au acționat într-adevăr la scurt timp, dar până și Donald Trump în mesajul său în care a mulțumit serviciilor secrete spunea că se putea face totuși mai mult, se putea prevedea, se putea previziona ceea ce a urmat să se întâmple. Ați enumerat două dimensiuni relevante aici, acțiunea serviciilor speciale și natura specifică a regimului armelor de foc pe teritoriul Statelor Unite. Eu aș dori să le menționez pe cele care ar putea fi încă și mai grave, respectiv, și cele care constituie cu adevărat chintesența, baza, premizele, fundamentul unor acte de violență similare celui produs ieri. Este vorba de o creștere exponențială a disponibilității și a apetitului pentru teroare, pentru violență, o creștere care o vedem cu ochiul liber peste tot în lume, și în regimurile dictatoriale și în regimurile democratice. Deci o creștere a apetitului pentru violență ca presupus mijloc de soluționare a unor frustrări individuale sau colective, sociale sau politice. Și este cu totul și cu totul condamnabilă această creștere exponențială a disponibilității și a opțiunii pentru violență. Și a doua chestiune o reprezintă faptul că în Statele Unite, o chestiune specifică ce ține destul de mult de Statele Unite, dar recunoscibilă și în numeroase alte modele naționale, inclusiv în lumea liberală internațională contemporană, este vorba de o polarizare ideologică, de o polarizare politică, de o polarizare care generează radicalisme și poate fi un factor generator de acte de violență. Deci polarizarea specifică, dacă vreți, lumii politice din Statele Unite, specifică momentului electoral în care ne aflăm în momentul de față în Statele Unite, polarizarea ideologică, polarizarea politică, dar și creșterea apetitului pentru violență în sens larg în lume.